Bună ziua! Stimați prieteni, astăzi avem plăcuta bucurie să vă anunțăm despre faptul că Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a aderat oficial ca subiect al blocului politic și electoral din care fac parte partidele Platforma DA, LOC, Liga Orașelor și Comunilor și Partidul Schimbării. Această decizie s-a luat în cadrul unei ședințe comune a birourilor politice a celor patru partide. În acest fel am decis cu toții să întărim temelia unei alternative democratice, competente și responsabile într-o perioadă în care cetățenii au nevoie de siguranță, bunăstare și speranță. Această unitate a forțelor pro-europene și democratice este esențială pentru ca dreptatea, bunăstarea, echitatea și binele comun să triumfe în Republica Moldova. Prin unificarea forțelor democratice, răspundem astfel apelului cetățenilor la unitate, la profesionalism și la responsabilitate. Pentru că doar așa vom putea împreună să facem vocea auzită a cetățenilor, vocea autentică a celor care așteaptă din partea unei guvernări mai multă atenție. Conștientizând importanța coeziunii partidelor democratice și europene pentru democrația și viitorul Republicii Moldova, ne asumăm în mod conștient angajamentul ferm pentru direcția integrării europene, patru partide, vor depune eforturi comune și sistemice pentru a oferi cetățenilor o opțiune politică integră, profesionistă și matură. Noi, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, am optat conștient pentru această coaliție, pentru că suntem conștienți de obligația noastră de a furniza cetățenilor un guvern capabil să guverneze competent, onest și profesionist în condițiile statului de drept, prin politici transparente și fiscalitate redusă. Suntem împreună pentru a pune bunăstarea populației și viitorul cetățenilor pe primul loc pe agenda politică a Republicii Moldova. Suntem împreună pentru a face auzită vocea diasporii, care nu trebuie să fie ascultată sau mobilizată la vot doar în ziua alegerilor. Aderând la acest bloc politic și electoral, dorim să contribuim la întărirea instituțiilor democratice și pluraliste care să asigure cetățenilor bunăstare și stabilitate. În continuare, aș dori să invit colegii mei, prietenii și șefii, liderii partidelor democratice care fac parte din blocul politic la care aderăm, să expună câteva cuvinte în sprijinul acestei inițiative. Stimați cetățeni, stimați colegi, este o plăcere să constatăm faptul unificării forțelor pro-europene în Republica Moldova. Suntem astăzi, ca niciodată, aproape de Uniunea Europeană și ca niciodată, cred eu, nu am fost mai departe de Uniunea Europeană, luând în considerație riscurile care există, dezamăgirea care plutește în aer, actul guvernării foarte slab pe care îl mărturisim cu toții și necesitatea clară de consolidare a forțelor democratice și pro-europene în Republica Moldova. Ceea ce facem noi astăzi aici, crearea blocului politic din care fac parte cele patru formațiuni, este un eveniment, în opinia noastră, foarte importantă pentru destinul politic al Republicii Moldova, viitorul cetățenilor, apărarea interesului cetățenilor și asigurarea unui parcurs european ferm în urma alegerilor prezidențiale și parlamentare care ne așteaptă. Cu regret, politica Republicii Moldova este puternic influențată de finanțarea ilegală venită din străinătate, în mare parte din Federația Rusă. Este puternic influențată de grupurile criminale organizate care au politicieni de buzunar și este, cu regret, puternic influențată în urma incapacității instituțiilor statului, procuraturii generale, procuraturilor specializate, Serviciului Informației Securitate și Sistemului Judecătoresc, toate încă nereformate, să combată corupția, să combată corupția electorală, care este un compartiment aparte deja în realitățile noastre politice,
și să combată implicarea crimei organizate și activitatea organizațiilor criminale la noi în țară. Atenție la 4 ani de la plecarea lui Plahotniuc din Republica Moldova. Suntem obligați să creăm o platformă politică comună care va da speranță cetățenilor noștri și o alternativă politică credibilă, fiabilă, vizionară, care va asigura parcursul european al Republicii Moldova. Stimați cetățeni, noi vă îndemnăm să ne susțineți în eforturile noastre. Ceea ce facem noi astăzi aici este răspunsul la doleanțele dumneavoastră pe care ni le-ați adresat în campania electorală locală și până la acest exercițiu electoral. Am auzit foarte multe voci în raioanele Republicii Moldova, în orașele și municipiile noastre, că trebuie să facem acest pas și trebuie să ne unim eforturile. Într-un ceas bun nouă și vă rugăm mult să ne susțineți. Stimați concetățeni, procesul de consolidare a forțelor politice, democratice, pro-europene, care a inițiat la finele anului precedent, astăzi ia o altă amploare prin adeziunea la blocul nostru politic a colegilor din Coaliția Unitate și Bunăstare. Împreună venim nu pentru că suntem uniți de o ambiție politică sau de un interes îngust. Venim pentru că ne dorim să construim o alternativă politică viabilă și să oferim cetățenilor cei de ce au fost lipsiți în ultimii ani de guvernare infantilă, arogantă și de multe ori incompetentă actualei puteri. La spatele nostru vedeți oameni care sunt specialiști consacrați în toate domeniile de activitate. Oameni care nu vin în politică pentru funcții sau pentru bani. Oameni care au rezultate remarcabile în parcursul lor public și oameni care vin să-și pună în slujba statului Republica Moldova toate competențele și capacitățile de care dispun. Noi am lăsat într-o parte ambițiile politice, noi am dovedit că aroganța și încrederea nu aduce la nimic decât la dezbinare în societate și venim să oferim cetățenilor o forță politică sănătoasă, o platformă politică care va coagula tot ce este integru și tot ce este profesionist în țara noastră. Republica Moldova are nevoie de o relansare economică. Republica Moldova are nevoie de o justiție veritabilă și o reformă acesteia în tot sensul cuvântului. Administrațiile publice locale au nevoie de descentralizare și de instrumentariu necesar ca să dezvolte comunitățile locale. Producătorii noștri autohtoni au nevoie de protecție din partea organelor statului și nu de ignoranță din partea acestora. Sistemul nostru de sănătate trebuie relansat. Domeniul de protecție socială trebuie susținut și nu distrus. Învățământul trebuie întărit. Toate sferele importante din țara noastră astăzi sunt lăsate de izbeliște prin incompetența și infantilismul manifestat de reprezentanții guvernării. Noi venim să punem punct acestor procese și vă oferim o alternativă politică viabilă prin extinderea acestui bloc politic. Le spunem încă o dată bun venit colegilor de la CUB și ne dorim tuturor împreună mare succes. Bună ziua tuturor! Cea mai mare comoară a Republicii Moldova sunt oamenii. Oamenii care, din păcate, în fiecare zi sunt mai puțini pe locuri, foarte des dezamăgiți de lucruri de politică care se întâmplă în Republica Moldova. Și răspuns la faptul că fiecare om contează în Republica Moldova, mai ales cei care au anumit experiență în domeniul administrației publice locale, medici, profesori, primari, consilieri, toți acești oameni, tot acest potențial, experiență, expertiză, trebuie valorificat în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Și să nu ținem cont neapărat de interesele înguste ale vreunui partid politic. Blocul care astăzi deja este format din 4 formațiuni politice, ceea ce ne face să fim astăzi mai puternici, mai uniți, este să valorifice acest potențial uman extrem de prețios în situația Republicii Moldova la maxim. Fiecare om, fiecare experiență și expertiză a oamenilor care astăzi, din vari motive, sunt în diferite partide politice,
iar astăzi au decis să devină echipă comună, pot aduce beneficii Republicii Moldova. De asta noi suntem astăzi aici, de asta transmitem un mesaj foarte clar către cei care ne privesc acasă. Fiecare cetățean care gândește că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, fiecare cetățean care a demonstrat de-a lungul timpului că poate aduce aport pentru Republica Moldova și este integru, este binevenit și așteptat în acest bloc. Și astăzi, cu deosebită plăcere, vrem încă o dată să mulțumim colegilor din Coaliția pentru Unitate și Bunăstare că ne-au făcut astăzi să fim mai mulți și mai puternici. O zi bună tuturor! Stimați colegi, aș dori de asemenea să mulțumim partidelor care ne-au făcut această invitație, căreia i-am dat curs cu multă plăcere. Alternativa despre care europenii autentici din Republica Moldova au vorbit atât de mult, prinde contur, profil și va veni la fiecare cetățean ca să-l asculte și să-i fie alături. În următoarele săptămâni vom face tot posibilul ca despre acest bloc politic să cunoască toată populația, toți cetățenii activi ai acestei țări. Succese, sănătate ne dorim și realizări politice pe măsura aspirațiilor noastre. Într-un ceas bun, domnule președinte. Din nou? Alexandru? Mulțumim.